Bravo, Meister. No. Sezonul trecut în mod vizibil a avut list. Întreb oare ce cauți aici dacă nu ai acest spirit de competitoare? Ea o vede câștigătoare pe Silvia. Ei bine, uite, m-ai scos în sărit. Ce, vrei să te probezi eu cumva? Ai pretenția asta? Ești absurdă și răutăcioasă. Mi se pare că mă jignești aiurea și gratuit. Am spus că ești absurdă și răutăcioasă. Voi fi atent la fiecare detaliu pe care îl vei prezenta în această competiție. Acest produs mă interesează, acest bolero mă interesează. Păi, nu ai stil. Dar nu mai face nimic, dar nu mai face nimic, s-o văd, s-o văd acolo. Nu mai fac nimic. Tu ai un tupeu fantastic. Lasă zmiorcăia la. Dar nu mă zmiorc. Bun găsit, doamnelor, domnilor, la frumoasa emisiune, fenomen Bravo Steel All Stars. Frumoși sunt și ei, și la vorbă, și la port, jurații emisiunii. Bun găsit, Cătălin, bine te-am găsit, Maurice. Tu vorbești, Regino. Da, eu vorbesc despre voi întotdeauna la superlativ. Bine te-am regăsit, Iulia. Bună, Ilinca. Confortabilă ca de obicei? Ca de obicei. Ca de obicei. Frumoase sunt și ele, la port, mai cu seamă, la vorbă. Frumoase și la vorbă. Doamnelor, domnilor, cele 11 concurente! Bun găsit, fetelor! Atunat și a fulgerat ieri în platoul Bravo Steel. Bine, dacă stau să mă gândesc nici prin culise, lucrurile nu stau pe roze, dar asta e, n-ai ce să faci. Când ai 11 caractere puternice, n-au cum să zburde fluturașii pe câmpii. Fetelor, tare sunt curioasă astăzi cine pășește în atelierul de creație Bravo Steel, iar cu asta mă pot ajuta jurații. Asta o să spun eu. Mi-e frică. Astăzi, cine să meargă, cine să meargă? Tot eu. Aș trimite pe divă din fotoliul roșu, dar nu e cazul. Nu e cazul. Stai liniștită, nu. Nu e strălucită, nu te bucura. Dar, pentru că nu mi se pare deloc strălucită astăzi în alegerea outfit-ului, o să o trimit pe... Zi-o, tată! Astăzi, din păcate, de altfel nici ieri nu ai fost fan fatal deloc. Ei, gata, mă duc treabă? Pentru că nu-mi spui absolut nimic cu această ținută. Okay. O să mergi în atelier și să dau un prim indiciu. Hai să folosești în ținuta de astăzi Rijelina. Cine? Rijelina. Grijelina? Rijelina. What the f... Rișe, cine? Rișelio? Rijelina. Cardinalul? Rișel... A? Asta e aceea care se... What? E care se pune la... Deci nu, mie... Da. Deci, nu știu ce este, habar nu am. Eu cred că știu. Știi ce este, Alina? A. Știi tu? Eu știu. Am văzut prin mercerii. Da, și cred că am avut și la rochia de mireasă, dacă stau bine să mă gândesc. Nu? Siguranță, dacă păi ai avut... Păi comunica aici cu Cătălin. O rochie de mireasă spectaculoasă. Și vrei avut... să mă fac mumie astăzi? Adică să mă asesor asta, să-mi fac costum de mumie? Vreau să mă abțin în comentarii, nu vreau să fiu mumie. Aș vrea să-ți realizezi
cu ajutorul, nu știu unde o să o folosești. Așa. Eu știu unde ar trebui să o folosești. Să-ți faci... Bine, trebuie să-ți faci multe, pentru că nimic din ceea ce... cu ceea ce ești îmbrăcat astăzi nu mă inspiră. Mă rog, inspiră. Poate doar partea asta. Aha, deci te inspiră totuși ceva. Aș vrea să-ți faci un bolero. Un bolero? Ok. Și în partea de jos? I don't know. I don't know. Doamne, Alina, multă baftă, atâta pot să-ți urez. Mă duc să văd ce ieși. Hai să vedem ce ieși. Măcar mă duc la treabă. 3, 2, 1, fuguța în atelier. Baftă, fetele. Pa. Baftă-ți, Alina! Mă adescuri, chem! Mari, Boghi, vă pup! Bună, bună, Elica! Aveți la treabă! Bună, bine că am venit la treabă! Bună, 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 Alina, îmi pare bine! Bogdan, te pup! Săr mâna! Mari! Deci, Cătălin, cum se cheamă materialul? Mai știu o dată? Rijelina. Rijelina. Doamna Mari, știți? Ceva, dar nu eram sigură, sinceră să fiu. Cum s-o ajutați? Mai aveți și alt tip de Rijelina acolo, alte dimensiuni, alte lățimi? Nu avem, este singura pe care ne-ați trimis-o. Din păcate. Vedeți cum o folosiți, cum o economisiți? Da, să ne ajung. Adică asta e singura bucată pe care o dețin, Cătălin? Da. Așa sunt eu, foarte, foarte. Ești zgârcit. Foarte darnic, ce să zic, mulțumesc. Am pretenții. Mulțumim. Mă apuc de treabă. Te las să te faci confortabilă și să-ți pui ordine în gânduri, să vezi de unde pornești și la ce trebuie să ajungi și revenim la tine mai târziu, corect? Asta e tot ce avem. Da, Alina? Sunt entuziasmată maxim. Te cred. Chiar 2 metri, e ok. Baftă multă, Alina, spor la treabă, Mari, Boghi, vă pup tare. Noi începem seria defilărilor și astăzi cu nimeni alta decât House Every Weekend. House, ești speriată, Otilia? Nu. Ți-e dor de atelier? Da. Ți-e dor, nu? Nu, apoi acolo. Nu, nu se poate, vino la defilare, ai o piesă specială pentru astăzi. Wow. Bine ai revenit, Toti! Bine am regăsit, Linda! Ți-a plăcut surpriza noastră muzicală? Mi-a plăcut, da! Ți-a plăcut, nu? Da. De la este, mine, Rățușcă! Da, din partea lui Moris! Raluca. Mulțumesc, Moris! Da! Unde mergi tu azi? Sunt tare curioasă! Astăzi... Înfundată așa toată! Nu, înfundată, n-am zis bine! Cu multe fundițe! Cu multe fundițe, așa mă duc la școală! La școală? Păi ziceam piesă că vrei să la școală! De școală, Linca, și mă duc la școală! La școală de șoferi. Nu. La școală, la școală? La școală de corecție. La școală vieții. La corecție. Dar ce ai vrea să corectezi la tine? Otilia, foarte multe greșeli. Nu la mine, la... Alte fii profesoară. Profesoară, da. Bine, e bine, bravo, Otilia. Mi-a plăcut asta. Emiliana? Mie mi-a plăcut la nebunie expresia Otiliei când se îndrepta spre steluță. Ia. Repeta povestea în gând. Asta făcea Otilia. Nu, o inventam. Atunci o inventam. Iana o inventa. Eram proces. Deci să înțeleg, tu nu ai o poveste niciodată. În momentul în care te rog să vii la defilare, atunci gândești povestea. Ce vine atunci în minte? Ce-ți vine pe moment? Da, ce... Da. Da. Fascinantă această spontaneitate, bravo. Ținuta? Mulțumesc. Și ținuta, da, Otilia, mai mult decât ținuta. Măi, stă foarte bine brunetă, ți-am mai spus asta și mi se pare că aduci puțin cu naba, nu știu de ce. Da? Da, la fizionomie. Asta mi se pare. Cât despre ținută, ești amuzantă, Otilia. Mulțumesc. E clar, Merlin Moro, din perspectiva lui Moris. Hai să vedem ce ne spune astăzi despre tine și despre ținuta ta în fața lor. Bună seara. Bună ziua, Otilia. De unde ai geanta? Geanta? De la magazin. De ce? Una în partea cealaltă ca să... Păi e foarte frumoasă, voiam să știu de unde o ai. Te-ai cumpărat-o, ai primit-o cadou? Da, stai să... De la un magazin mi-am cumpărat-o eu.
Da. Stai că am făcut un efort să-și aduc aminte. Ce? Întrebam și eu, măi, conversăm și noi aici în plan. Și ăsta, blazerașul? Cum? Blazerașul ăsta, sacoș. De unde l-am? E împrumutat. O prietenă? Cum? De la o prietenă? De la cineva. Poate să fie o prietenă. De la o fată. Nu cunoștea foarte bine. Nu, vă rog frumos, vreau să preia cineva, vreau să preia cineva legătura, pentru că trebuie să mă concentrez, nu pot. Nu. No. Măi, ce să zic? Mi-a plăcut cum este cineva. De la cineva. Cineva. Nu știm exact. Da, este împrumutat. Mă, nu știm exact de unde, e bine că a ajuns pe tine. Da. Asta e ideea. E în fața noastră la jurizare, de unde rezultă că-i treabă. Ți-ai pus 1000 de fundițe, îți faci așa în păr, tu ai văzut că noi avem o slăbiciune, nu putem să ne dezicem de ea. Uite, ai să râzi, este o ținută chiar mai bunicică decât alte care te-ai prezentat până acum. Te-am poftim? Văzut mai dezastroase. Poftim? Jur. Are acolo un numeraș, un... Cătălin, te rog, preia cazul. Nu. Cătălin știe că am o slăbiciune pentru Otilia, așa că eu nu am cum să-i zic că n-are stil. N-am. Dar slăbiciunile ar putea să aibă legătură cu felul în care se prezintă concurenta? Uite, se potrivește și geanta. Merge geanta. Ce nu-ți place la geanta? Aici? Nu. Deci ești drăguță așa tu ca personaj, dar nu merge nimic din ceea ce ești. Ești toată plină de funde din capul în picioare. Ce au fundele? Au pentru că nu se potrivesc cu nimic. Nu știu ce outfit ai vrut să creezi. Deci ești black and white, da? Ok, e o temă ofertantă din anumite puncte de vedere, dar tu ești acum ca o fetiță de pension prost îmbrăcată, extrem de prost îmbrăcată, cu acea geantă care este separat luată, dacă vrea, Moris, drăguță, dar din punctul meu de vedere oribilă, iară cu pantofeia cu funde la fel de oribil, chiar dacă sunt un stiletto și eu ador femeia pe stiletto, dar o altfel de femeie, nu pe tine, peruca la dezastruoasă, vorbesc eu, per total, chiar dacă ești haioasă, chiar dacă ești sarea și piperul, puțin sarea și piperul în această emisiune, nu pot să nu văd roșu în fața ochilor, în ghilimele spus. Hai să vedem calificativele. Domnișoară. Da, să trăiți. Nu ai stil. Au, de mirare. Nu. De surprindere. Dar ție chiar îți place sincer cum ești îmbrăcată? Da, mie chiar îmi place. Mă bucur că nu te surprind. Hai că și ție ți-a plăcut Raluca. Exact. Bravo, stilul. Mulțumesc, Raluca. Și Moris? Una caldă, alta rece, ce val ca valul trece. Nu? Oti, nu fi stupid, pentru că cei de acasă te pot vota și pe tine și pe celelalte concurente, intrând chiar acum pe bravoistil.canal.ro, acolo găsiți secțiunea concurente. Bineînțeles că puteți să le votați și să le susțineți pe fete, doar dacă ne urmăriți și pe paginile oficiale de Facebook, Instagram și YouTube, Canal de România. Mulțumesc tare mult, Otilia! Vreau să văd ce face Alina acolo, vreau să te aud. Vom luați măsuri ca să dau acolo jos, de pe mine. Da, da, vă măsurați, vă măsurați, asta, înțeleg. Da. Vorbiți cu mine, mă auziți? Mari, Boghi, Alina? Da, vă auzim. Da, am mai venit și noi în vizită. Stați liniștiți că nu vă deranjăm. Veniți, nu-i cum problemă. Cum stă treaba? Sunt foarte entuziasmată. Da, dragă, stă. Stă, treaba stă. Ai și desenat. Ai desenat tu? Da. Ia să văd. Și n-am talent. Ultima oară când am desenat ceva și era un ursuleț, am scris pe el ca să se înțeleagă ce este. Aolea, mi se face da. Rău. Și acum? Hopa! Acum am decis ce vreau. Deci nu înțeleg. Ce este abstract? E un cățel acolo? Nu e un cățel. E o banană, Ilinca. Nu, e o varză. Așa o varză? E o varză, da? O varză. De Bruxelles. E o varză. Păi îmi semăna materialul cu varză și am zis să fac o varză. Păi să nu iasă o varză ceea ce faci. Acum, asta e, Cătălin, și cu varza tot iese mâncarea bună. Mult spor la treabă, vă urez acolo. Noi continuăm cu defilările și aș vrea să o întreb pe Larisa dacă mă vede bine. Ar trebui să mă vadă super bine acum. Da, acum da. Perfect, hai la defilare.
Bună! Bună! Cântai sau repetai povestea în gând? Cântam. Cântai, a, bine. Și povestea? Merg la shopping, din vintage în vintage. Magazine vintage. A, din magazin vintage în magazin vintage, să te îmbraci? Pentru Bravo Estil, da. Am înțeles. Am văzut că cu creațiile mele nu prea am succes și am început să caut în altă parte. N-ai de unde să știi. Mai reformulează un pic și mai readună atenția juraților, poate cine știe. Hai să vedem ce zic fetele. Silvia, ai fost tare deranjată că ieri Larisa a primit 3 stele? Eu când am semnat aici pentru asta, mi s-a spus că este All Stars și la All Stars putem alt fel de ținute decât cel de zi cu zi. Adică cumva cum nu s-ar îmbrăca nimeni niciodată. Nu spun că nu, dar aduse într-o... Mai spectacul ăsta, adică nu poți să vii într-un flanel de lână, cu o perche de pantalon roaie și cu bocaci cu care pe care merg pe stradă. Mie mi se pare că stilul poate constă și într-un maio și o perche de cruză, că știi cum fie pe All Stars, Larisa, așa este. Ba da, și ca All Stars. Dacă poți, știi cum? Poți să ai pe tine un maieu și un de bluți, crede-mă. A avut și-a o ținută în 2 săptămâni, ok? Și gata. Deci aici... Hai mă, cea, super. Când am semnat acest contract, mi s-a spus că este All Stars și atunci noi venim îmbrăcate cu totul și totul diferit față de ceea ce am prezentat până acum, pentru că este All Stars. Păi și Larisa atunci, nu a venit îmbrăcată conform... Nu, din punctul meu de vedere nu, pentru că așa te îmbraci când mergi la mall, în oraș, nu știu. Eu atunci... Eu nu cred că telespectatorii vor să facă ținute portabile. Ideea este următoarea. Eu n-aș vrea să investesc atunci prea mulți bani în haine, pentru că eu mă dau peste cap și fac atâtea lucruri. Dacă știu că e permis și este ok să luăm cu o pereche de pantofi, bucăncei, cu un blugi și oricum, deci fac și la fel. Nu mă deranjează, dar vreau să știu să nu mai... Mă dau... Am slăbit 3 kg, de ce? Să știu care, cum se face treaba aici. Asta e singura chestie. Este că fiecare dintre noi probabil a slăbit și fiecare își arată stilul. Eu personal nu m-aș îmbrăca niciodată în acest stil eclectic pe care tu l-ai. Nu pot să ies așa pe stradă, nu mă reprezintă, ok? Deci trebuie să porți ținute purtabile. Purtabile probabil de 90% dintre telespectatorii României, da, cei care se uită la emisiunea aceasta. Păi, încerc nu și cred eu, că ei vor înțelege neapărat ceva, cu toate că îți admir ținuta și văd că este o ținută bună. Eu nu cred că unul din ei s-ar îmbrăca vreodată așa pe stradă. Asta am spus eu, deci dacă de acum încolo se, deci trebuie să, deci pot să vin într-o veche de blugi și oameni atunci pe mine o geacă. Dar fiecare trebuie totdeauna să te vezi în grădina altuia. Pentru că avem un buget de 30 de milioane și nu reflectă, nu știu, stylingurile unora dintre noi. Și atunci, băi, cobor puțin ștacheta, ce mai va? Ai câștigat sezonul întâi Bravo Estil. Tot respectul pentru tine, ai fost cea mai bună din punct de vedere al stylingului, ok. S-a terminat Bravo Estil, un an de zile am tot venit pe aici. Te-am văzut numai în blugi și în tricouri. Eu înțeleg că tu ai un stil eclectic și susții cu tărie că tu te îmbraci așa mereu. Nu te îmbraci așa mereu și se poate proba chestia asta. Mulțumesc, asta. Mie nu-mi place să condamn pe toată lumea în condițiile în care și tu porți o jean și tu porți, adică nu-i ca și cum... Larisa, nu știu dacă tu înțelegi sau e prea mult, e fraza mult prea complexă pentru tine. Măi, vorbeam despre platou, Larisa. Larisa, despre platou, ce se întâmplă aici? Nu ce faci tu când pleci acasă cu Ogi? Ok. Înțelegi, mă, iubita mea? Hai, ia abecedarul și mai sunt și altele după. Treci la abecedar. Învață-mă tu. N-ai cu cine, când nu e nici Dumnezeu nu cere. O să învăț de la tine, când nu este nici Dumnezeu nu cere, știi vorba aia? Asta e, atât pot. Știi vorba aia? Dacă un măgar îmi dă cu piciorul în cap, ce fac? Îl dau în judecată? Atât pot eu, Silvia, îmi pare rău că sunt o dezamăgire. Doamne, suntem toate o dezamăgire completă pentru tine. Tot fiind sănătoși, Larisa, că ce ai, mă? Da. Tare sunt curioasă ce au de spus jurații în legătură cu ținuta pe care o propune astăzi Larisa. În fața lor, te rog. Bună, Țuțeica! Bună! De ce răsufle așa? Nu, m-a stors de energie pozitivă. Sensibile sunt azi, da? Dați-i o apă cu calciu, vă rog. Ia, că... Da, că... Hai, stai, că avem una nouă! Asta îmi place. Dai nouă! Îmi place de căpșuni. Ia, uite-te! Ia-o pe a mea, nu-s dacă căpșuni, o vrei. Ia-o pe un B12, că beau vreau eu un calciu. Vreau să știu cine este Ogi. Ogi, și este iubitul meu. Cum adică iubitul tău? Este o poreclă. Măi, Larisa, îmi place fusta foarte mult. Chiar Larisa, e un model mișto. Din avion, este armonios. Din avion. Deci dacă m-aș uita așa cumva la tine și aș vedea silueta, aș vedea intenția asta foarte americană, foarte cors așa styling-ul, aș spune, da, domne. Nu pe atât, ai început să vorbești nu, peste Larisa, mine. Tu. Eu te-am lăsat să vorbești. Liniștește-te. Ea o vede câștigătoare pe Silvia. Am spus chestia asta. Vezi că e vincinoasă, Larisa, și chestia asta e tri. Întreb, oare ce cauți aici dacă nu ai acest spirit de competitoare?
Acest produs mă interesează, acest bolero mă interesează. Dar nu mai face nimic, dar nu mai face nimic, s-o văd, s-o văd acolo. Mamă, 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 Cătăline! Bravo, maestră! Bravo, maestră! Îmi plac foarte tare cizmele. Și mie. Cizmele, îmi place fusta, așa cum spunea Moris, dar n-aș asocia-o cu un același, un de, o cămașă din denim la fel, din materialul ăsta denim creponat, ușor prăfuit, ușor murdar, care dă senzația de murdar. Știu că așa se poartă. Mai bine, din punctul meu de vedere, așa. Fără ochelar, clar, pentru că nu le văd. Se rezolvă. Da? Fără geantă, categoric, pentru că e urât. Cum spui tu? Urâțică? Urâțică. Mopsică. 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 E urâtă. Asta este clar. Și în rest, ai putea să ai un look ok. Îmi place fustea, fustea un vintage, nu? Da. Bine, dacă n-ar exista geanta, ar fi chiar o ținută ok. O fată are o ținută bună. Are. Vrei să zic eu nu prima? Nu excepțională, dar are o ținută calificativele, bună. Da. Vrei să te scapi de o grijă, Larisa? Bravo, ai stil. Hai, hai, tragă costeluț. Mulțumesc. Hai, Cătălin. Ar fi cam a treia steluță. Hai, stai. Bine! Moris? Pisico. Pisicii nu prea a plăcut. Din avion. Din avion. Hai, hai, pisico. Din hai. Avion mi-a plăcut. Mă duc în avion. Nu trimite-l pe nu el cu avion. Nu te duce că exact. Eu am o problemă, dragă, lasă. Până fac o terapie, acum am început o terapie nouă. Nu? Ah, și era cât pe ce am crezut că poate, poate. Mulțumesc tare mult, Larisa. Deni, te văd foarte încurcat acolo. Nu știu dacă să aplauzi, să nu aplauzi. Sau de ce ai aplaudat? S-a încurcat în salopetă. S-a încurcat în salopetă. Hai, da. Vino la defilare să te descurcăm împreună, zic. Nu-ți fie de ochi, măi, Deni, dar ce decoltată ești tu astăzi, să nu te recunosc. Ei, na. Da, nu te știu așa, îndrăzneață. Unde mergi? Te întâlnești cu băiat, sigur. Aici, pe acolo. Da, eram convins. M-am uitat în oglindă după ce am făcut această ținută, mi-am zis. Clar, Italia, Sorrento, avem masă, la prima linie, la apă, mă paște inelul. Au, și trebuie să fie mare, și cu o piatră frumoasă, ne zice Iulia. Doar piatra trebuie să fie mare, vrei să-ți dau detalii? De claritate, de... Denisa, VS1, un carat și jumătate, spre două, da. Dacă permite bugetul, sau diamant galben? Alb, galben? Nu, roz, da, roz, da, nu. Most color, da. Roz, color, da. Mie îmi place în formă de lacrimă. Da, peel shape, da, da, da. Cu cine să vorbesc, cu cine să vorbesc? Andreea. Da. Mă apreciez faptul că Denisa a trecut pe decolteu, Andreea de negru, a uitat. Tu ești Andreea? De... Ia, da, eu sunt Iulia. Mă scuz, nu te recunosc. Te bucur să mă vezi? Nu. Vorbim. Vorbim după. Îmi place salopeta, îmi plac salopetele în general și îmi place intenția ta așa, sexy. Denisa, hai să vedem ce spun jurații în fața lor, te rog. Bună, Denisa. Bună. Da, remarc o schimbare. Nu știu, eu nu zic că ai fost mătușă până acum, eu zic că ai fost altceva. Sunt fetele rele, Cătălin. Îmi place accesorul pe care l-ai la gât, mai ales că se leagă puțin cu accesorul pe care l-are geanta.
Îmi plac foarte, foarte mult, mult pantofii, chiar dacă materialul acesta păros al salopetei l-am mai văzut și este ușor cuconit. Ție stă... Am încercat bine. Să-l duc în altă zonă. Îmi plac foarte tare și ochelarii. Mulțumesc. Arăți foarte bine, Denisa, astăzi, bravo. Mulțumesc. Mi se pare că și ieri a avut un costum, mă rog, un set, iar astăzi are o salopetă. Legătură ținta de ieri cu ținta de astăzi, nicio legătură. Astăzi este foarte sexy, este altceva. Este sexy, dar este tot un set. Un fel de set. Îmi place la nebunie salopeta, îmi place foarte mult cum e accesorizat, pantofii sunt foarte bine aleși, geanta asta 70-ista e foarte bine aleasă, ador combinația de maro ăsta vintage cu tipul acela de lila pointu și da, într-adevăr, ochelarii cu tentă SF scot cumva salopeta din acea zonă care nici măcar nu mi se pare cuconistică. Da. Calificative pentru Denisa? Iar te grăbești. Da. Sunt curioasă ce face Alina acolo în spate. Face bine. Da. Bravo, Stil. Mulțumesc. Bravo, mult stil, timp, Denisa. Mulțumesc. Bravo, Estil. Mulțumesc. În galaxia ta de stele au mai apărut încă trei. Felicitări, Denisa. Și o să ia Iulia din ele. Hai, mai vedem, Denisa. Mulțumesc. Emiliana aplaudă. Cum ia? Uite așa aplaudă, draga de ea. Ca la pensiun, care și-o ținută astăzi corespunzătoare. Mai rapid, eu am fost mai lentă. Mai rapid, așa, bravo, felicitări. Bun, stai așa, Emiliana, tu urmezi la defilare, dar vreau să știu ce face Alina. Mă auzi, Alina, Boghi, Mari? A, bună. Bună. Unde-i fata? Ne-a prins. Aici? S-a făcut comodă, dar s-a făcut... Ia vino să te văd, cu ce ești îmbrăcată? Ești de după masă, ca să zic așa. De unde-i hainele astea, Alina? Le-am găsit. Pe căpătate. Pe aici. Pe aici? Pe aici. Mă păcălești. Maria, ai înțeles ce trebuie să facă Alina? Ți-a dat indicații prețioase? Da. Mult prea multe chiar. Am nebunit femeia de cap. Mai Alina. Alina. Da. Tu ai înțeles ce produs vreau eu vestimentar de la tine? Nu cred. Dar vrei un bolero. Nu ți-am dat întâmplător să faci un bolero? Pentru că eu m-am gândit la Ravel. Și ce se... Ravel, bolero de Ravel. Te ascult, Cătălin. Știi bolerou de Ravel? Nu. Eu zic să lași fata în pace, că și așa pe Andreea mi-ai depus-o la toier de nu mai știa de capul ei, acum ai luat-o. Eu pe Alina. Știi că, apropo de Andreea, a spus că așa o să vină în fiecare zi altfel de îmbrăcată, pentru că vrea să-mi dea o provocare. Eu am să provoc în fiecare zi. Doamne, mi se face la glumă. Până ajungem de ce nu mai cred în povești de dragoste? Uite cum se sucesc bărbații de la o zi la alta. Și de la o fată la alta. Bine, până vine rândul Andrei și vedem ce se întâmplă. Hai să vedem pe Emiliana, te rog. Pentru cine e melodia asta, Emiliana? Spune repede și spune drept. Ah, Ilinca. Merg la Ministerul de Interne. Mă întâlnesc cu șeful meu. Și te îndrăgostești de el? Nu, Ilinca. Dar? Ești polițistă? Nu sunt polițistă. Ești sub acoperire. Dar... sub acoperire, detectivă? Nu sunt nici sub acoperire, dar aș putea fi detectivă. Așa. Păi și de ideea ce te duci la Ministerul de Interne? Păi ideea e că trebuie să vorbesc cu motanul de catifea, să mă întreagă și mine de la Ministerul de Externe. M-am săturat să stau așa. Vrea să devină globală și Emiliana noastră? Mi se pare normal, fetelor. Până internaționala la situaționistă. Exact, despre asta este vorba. Hai să vedem ce ne spun fetele. Te rog, Marisa. Fusta și cămășile nu-mi plac aproape deloc. Arată ca recuse de teatru, cum arăta... ușor în stilul în care am venit eu în prima emisiune. Așa foarte, știi? Ce zic? Acest sezon nu știu la ce te referi. În fine, nu-mi place cum arată și cred că dacă ai fi scos cămașa de sub din lurex și ai fi lăsat-o pe cea deasupra, ar fi arătat mai bine, dar nu sunt sigură pentru că nu-mi place nici fusta. Nu-mi place foarte mult ținta ta, dar îmi plac accesoriile.
Poate încercăm să scoatem cămașa, dacă nici juraților nu le place. Păi nu știu dacă poți să scoți, că trebuie să scoți pe cea de sub și trebuie să rămâi goală aici. Dar poți încerca? Dar nu te lanjează pe poți încerca? Ai, ba, te las de-a. E chiar sură de ideea. Păi hai să vedem ce vor jurații până la urmă în fața lor, Emiliana. Emiliana, dacă ne-ai anunțat cu scosul cămăși, atunci scoate-o oricum. Dacă mă întreb pe mine sincer, ce-i foaia aia de cortulșoasă pe tine? Mi-a plăcut foarte tare suprapunerea. Mi s-a părut că se vede interesant. Acum, dacă nu vă place, eu... Ia! Dar de ce pe alte fetele dezbracă Cătălinia? Eu trebuie să mă dezbrac singur. Aici te-a cam prins, Cătălisi. Nu poți să lași fata așa, te rog eu frumos. Eu am văzut ieri că... Că uite, le-am început să facă special să umble cu foi de corți. Am zis că de ieri ai creat un precedent și gata. Am văzut că a văzut ce s-a întâmplat. Să nu transformăm această emisiune în altceva. Eu spun să o lăsați cum este. Nu, sau ce e, nu văd. Da, este organza. Organza. Deci vezi de doar pe aia neagră jos. Ce să fac? Marisa, deci eu n-am înțeles ce fac acolo, ce cămașă scoate, ce cămașă rămâne. Stai să vezi, Raluca, stai să vezi. Surpriză. Dacă nu rămâne, dacă rămâne în aia... Trebuie să fie pe placul liniilor. Eu sper să fie modificare radicală, nu așa o lălăială de rămâne doar cu aia argintie și mai urât. Nu? Bine, atunci nu mai scoate. A, păi deci asta vrei să faci, să o lași pe argintie la vedere? Nu, că e urâtă. Păi deci argintie este cea urâtă, de fapt. Bine, atunci scoate-o pe aia argintie și lasă organza. Păi da, așa am crezut de la început că vrea să facă. Nu, cred că voi face altceva și mai interesant. Ia, lasă-ne lați. Lasă-ne lați, Emiliana, acum. Marisa, nu se vede nimic, nu te stresa. Păi, dar asta e ideea, Inca. Pam. Eu nu știu ce surpriză ne păstreze Emiliana, dar de la reînceput această săptămână tot cu niște păruri din astea de cocoană fleșcăită. Emiliana. Da, eu te-am văzut, știu. Cu niște ținute mai fleșcăite. Sezonul trecut erai numai pe hip-hop, rap and other stuff. Păi încerc și eu alte zone, mai noi poate mă fie mai bine. Alte zone, da. Cred că vă omoară lipsa de stilist. Oh, zic că o pijama de cosmonaut. Stime, Emiliana. Mulțumesc. Măi, Gagarin. Mamă, ce știi tu despre... Păcărpustram broșa. Îmi faci bine pentru omenire, dă-o încolo de broșă. Broșa, Emiliana, Gagarine. După îmi spui că am plecat cu ea. Gagarin. Gagarine, tu erai. Te concentrezi? Da. Emiliana, ce nu. Știi în primul rând, Raluca? Ce știe despre Laica? Laica? Cățeaua zburătoare. Prima cățea care a... Nu vreau să știu nimic despre Laica. Cum e că nu vrei să știi nimic despre ea? Ce știi despre styling atunci? Hai să o luăm altfel, că sezonul trecut pare mi se că știe mai multe. Și ce ai vrea, Raluca, acum să vină din nou în hanorac și cu cizme lindă? Ce propui? Mi se pare tare curioasă. Mi se pare că sezonul trecut, în mod vizibil, a avut stilist. Altele nu. Parcă la altele nu văd deosebire atât de mare. Pentru că au în continuare stiliști. Despre ce vorbim? Eu măcar încerc să fiu fair play. Iată pe exemple, că dacă vă că tot sunteți informate. Mie mi se pare că foarte multe fete au stiliști. Emiliana, hai, una peste alta să lăsăm la o parte totul. Nu ești ok deloc. De ce? De data asta. Pentru că nu ești ok. Nu vă place okay. Absolut nimic? Nu, eu vreau să mă lupt cu tine, Cătăline. Ia spune ce nu-ți place, concret. Poftim? Uite, mie mi se pare că am făcut ceva diferit astăzi. Mă orbești. Efectiv, ochii mei sunt... Paietele sunt problema. La momentul acesta. Inclusiv brul acela de paiete elastice, că asta e un brul de paiete elastice, cu organza aceea pe care ți-ai pus-o peste un material la fel de ieftin. Ceva diferit, chiar singurul, nu vede nimeni. Singurul accesoriu care te salvează categoric este poșeta, dar care săraca nu are nicio vină. Și pantofi de firmă și pantofi, dar într-un alt context. Da, exact. Sunt ok pantofii, sunt ok ciorapi, e ok geanta, o clasică. Cămășile sunt foarte urâte, poți face ceva cu acea cămașă neagră din organța, în niciun caz ce ai făcut astăzi, da? Fusta e deosebit de cipoșică, Emiliana, nu vreau să te super pe mine, dar este deosebit de urâtă. Părul acesta poate avea un șarm dacă apelezi la o fundă, nu știu, în niciun caz așa. Calificativele pentru Emiliana. Țușcă, astăzi n-ai stil. N-ai stil astăzi. Deci ce ar trebui să fac? Să te îmbraci bine. N-ai stil. Mamă! Pare tare rău, Emiliana, asta e. Mulțumesc tare mult. Eu. Șosețele roz,
Cum stă treaba? Vreau să știu. Dumnezeu că este mai bun pentru mine. Ia auzi. Așa zice Alina? Dar până la urmă ce-ți dorești? Ce s-a întâmplat, Ilinca? E, vă aud ce vorbiți acolo, îți dai seama și eu curioasă. A, auzeai cum filozofam, deci. Dai seama. A trecut Crăciunul ăsta. Ai făcut ceva, mai evoluat ținuta? Da, da, da. O parte din ținută este aproape gata. Ia hai, nu mă zăpăci. Care ce vrei, Moris, mă miști repede, mă așa suntem, mă miști repede. Alina, pregătește-te, iubita mea, că... Fac flotări, genuflexiuni, ceva? Trebuie să știi ce să-i cer lui Cătălina, asta e foarte important, Alina. Cătălina, am o problemă. Niciodată nu execut ce mi se spune. Eu înțeleg cu totul altceva. Arată ce ai făcut repede, că nu... Aici bendiță și... Ai, am făcut fustă, aulea, și am scos mașina doamnei de... Mă interesează partea de sus, acela este bolerouul... Deci, eu vreau să fac un bolero aici, volane. Da? Aici, volane. Aici, volane. Știu că aici nu trebuie volane, dar eu o să pun. Deci, eu ți-aș sugera să faci o chestie de... Așa, bustieră, cum am pornit. Nu bustieră, atenție. Bolero așa. Că duci mai mult către ideea de sacou. Da, chiar dacă nu avem timp să-l căptușim și așa mai departe. Și la mânecă. Așa. Da. Așa de lung? Și pui, unde pui rijelina aia? La gât și aici. S-ar putea să fie pe un teren minat, zic eu. Emiliana, ce faci? Deci mai vorbi. Emiliana? Da? Ce faci? O ascult pe Beatrice. Dă-mi aia. Și ce ți-a spus Beatrice? Beatrice nu te învață bine, Emiliana. Să facă ce i s-a cerut. Până când termină de accesorizat acolo, cam mulțumesc. Așa, Emiliana, eu zic să o iau pe ajutorul ei de acolo. Să vedem cum se descurcă singură. Beatrice, hai la defilare. Bun găsit, Beatrice! Bună, Ilinca! Ce faci astăzi? Unde vă duci? Asta, unde te duci? Astăzi nu mă mai duc niciunde, Ilinca. Sunt într-o depresie cumplită și m-am îmbrăcat să stau în casă, așa, să mă uit în oglindă. Așa stai tu în casă și te uiți în oglindă. Și ce zici? Frumoasă că sunt drăguțică, frumoasă ești. Frumoasă ești, Beatrice, tu. Așa vorbești cu tine? Nu chiar așa. Sunt destul de severă cu mine. Serios? Da. Zic că sunt drăguțică. Dacă nici noi pe noi nu ne iubim și nu suntem drăguțe cu noi în stele, cine ar mai fi vreodată în lume? Hai să vedem ce ne spun fetele. Larisa și Andreea. Da. I-ați reproșat ieri lui Beatrice, într-o pauză, că este fanul Silviei și că aplaudă și susține absolut tot ce face Silvia. O persoană matură să poți să apreciezi când ceva este extraordinar de bine făcut, așa cum și Cătălin s-a ridicat și a aplaudat-o pe Silvia. Nu, adică și Cătălin este fanul ei? Dacă suntem concurente, ce? Adică dacă suntem concurente și tu faci ceva bun, eu trebuie să spun că este... Nu, nu e vorba despre asta, dar... Și dacă cineva te admiră sau te... La stadiul ăsta, sunt de acord cu tine, tu ești cea mai bună, tu trebuie să fii știți. Cine a spus? Păi pentru că, draga mea, eu mă regăsesc în ce spune Silvia. Dar ce eu mă regăsesc? Mie bun! Mă înțeleg bine. Da, eu am curajul să recunosc chestia asta, eu nu sunt o lașă, Andreea. Păi nu, dacă asta spui că o persoană trebuie să câștige și merită și nu știu. Dar nu am spus că cineva trebuie să câștige și eu consider că trebuie să câștige, pentru că și eu concurez. Dar când văd ceva frumos, impecabil, din punct de vedere stilistic, mi se pare normal să fii fair și să recunoști chestia asta și să poți să o spui. Nu să zici, mamă, nu spun pentru că după aia zice lumea că sunt fanul ei, dar ziceți drăgea, nu știu. Asta-s niște răutăți. Întrebare, ce cauți aici dacă nu ai acest spirit de competitoare? Ce, tu vrei să te probezi eu cumva, ai pretenția asta? Arată-mă. Mă probez singur, ia fii atent. Voi fi atent la fiecare detaliu pe care îl vei prezenta în această competiție. Nu ai stil. Curios, dar nu mai face nimic, dar nu mai face nimic, s-o văd acolo. Mamă, Cătăline, nu mai fac nimic. Ba, o să faci. Ești
liberă să pleci. Eu am văzut mai mult de atât că preia și anumite vorbe de ale Silviei, machiajele ei. Deci cred că vrea cumva să se apropie de ceea ce e Silvia. Cred că puțin da. Și ea spune că nu e slabă, că și ea spune sunt că două stiluri total diferite. Eu am cred că sunt slabă. Da, eu nu mă consider o fată slabă, să știi. Ai spus, uite, aici dat că ești săracă și slabă și sunt săracă, și nici asta nu, n-am Andreea, susținut, nu draga mea. Nu e săracă, nu, dar deja ai început să aperezi, te-ai dus undeva, ai deraiat rău de tot, Andreea. În pauză ai spus niște cuvinte pe care le folosește și Silvia foarte des, cum ar fi că sunt urâtă, sunt slabă, ceva. Care m-a dus cu gândul foarte mult. Poate fi orice la tine, dar eu cred că suntem într-o competiție. Și da, ar trebui cumva să ne gândim că fiecare concurează cu fiecare. Ea o vede câștigătoare pe Silvia și practic... Draga mea, asta nu văd câștigătoare pe Silvia. Din păcate, nu mă Betty văd nici pe mine câștigătoare. Am eu așa cam o impresie, o imagine cam cine ar putea fi câștigătoare. Asta nu înseamnă că nu am curajul. Evident, ca femeie, s-a admirat pe femeie atunci când face ceva, a fost aplaudată de juriu, da? Și chiar dacă aș fi fost fanul Silviei, nu văd nimic neregulă la asta. Și dacă aș pierde în fața Silviei, nu mi-ar părea rău. Sau eu dacă pierd în fața al cuiva, care-i plurea? Al cuiva, îmi cer scuze. Care-i Larisa, care e situația din punctul tău de vedere? Beatrice a vorbit cu mine în culise, mi-a spus că... Nu înțelege de ce eu am impresia asta despre ea, cum că este fana Silviei, doar pentru faptul că o apreciază pe Silvia. Iar eu i-am spus lui Beatrice că mi se pare deplasată reacția ei de a aplauda fiecare cuvânt scos din gura Silviei. Deci de fiecare dată când Silvia vorbește, aproape de fiecare dată, se poate proba chestia asta. Beatrice întotdeauna ori aplaudă, ori este toată un zâmbet. Eu înțeleg că e și în asentimentul Silviei, dacă noi suntem fanii altor persoane din competiție, de ce mai suntem aici? Și să luptăm, practic, draga mea, Larisa. Tu susțineai pe Silvia. Tu susțineai pe Silvia în lupta aici cu Iuliana. Ok? O susțineai pe Silvia în lupta cu Iuliana. Luptă care, din punctul meu de vedere, este inutilă. Adică fiecare în concursul ăsta este trist că tu o personalitate diferită concurentă și este trist că tu ai fost fix în același asentiment cu Andreea în culise, dar nu vezi că și tu faci același lucru pe care l-am făcut eu cu Silvia. N-a spus că mă place pe mine și că e de acord cu mine și că dacă eu aș câștiga, n-a fost nicio problemă. E mai trist. Dacă Silvia se ceartă cu Iuliana sau cu oricare altă concurentă, nu cred că ar trebui să aplauzi neapărat această ceartă. Eu ți-aș recomanda să fii atentă la comportamentul tău și să mă lași tu pe mine, dacă eu îmi doresc să o apreciez pe Silvia sau dacă eu îmi doresc să o aplaud pe Silvia, să mă lași să fac lucrul ăsta liniștită. Și care e părerea mea? Părerea mea e că voi două... Scuză-mă, vorbești peste mine, te-am ascultat. Nu, cred nu că, tu ai vorbit peste mine. Când eu vorbeam, tu ai început să vorbești peste mine, Beatrice. Nu, Beatrice, ai început să vorbești peste mine. Eu te-am lăsat să vorbești. Nu cred că te deranjează pe tine cu nimic personal că o aplaud pe Silvia. Nu cred că te incomodează cu nimic în competiția asta dacă eu o aplaud pe Silvia. Mă incomodează că voi comentați de fiecare dată mimoze. Vă referiți inclusiv la mine când spuneți aceste cuvinte. Tu încerci să scoți din ceva drăguț, ceva rău. Și tu te referi la Mahala Joy. Tu ai venit în culise la mine. Vorbeam cu Beatrice și pot să vorbesc și eu oare că nu se poate. Nu, pentru că vorbești în gol. Nu vorbesc în gol, vorbesc chiar aici lângă tine. Da, îți aduce aminte că în culise ai schimbat atitudinea. E foarte interesant că aici ai revenit din nou la atac. Nu, e nicio problemă, Larisa. Decât că mie mi se pare răutăcios din partea ta. Atitudinea asta este alegerea ta, draga mea. Dar din partea voastră nu este răutăcios atunci. În culise ai fost răutăcios. Nu pot să vorbesc de ele, observ. Nu am scos decât două cuvinte până acum, pentru că ea mă oprește. Betty, draga mea, pentru că lui ne place reciproc. Dar de noi când se ia lumea și ne facem... Dar nu cred că s-a luat nimeni de voi. Dar noi n-avem dreptul ăsta, nu? Ele. Asta mie mi se pare penibil, pentru că nimeni niciodată nu s-a luat de voi, dar în schimb voi întotdeauna vă luați de alte persoane. Nimeni niciodată. Păi cine intră cu noi în discuție? Păi cu voi sau cu noi? Păi tu ai venit în culise și mi-ai spus că de ce îmi spui chestia aia? Deci, adică tu pornești discuțiile. Nu am spus chestia asta, vezi că ești mincinoasă, Larisa, și chestia asta e tristă. Nu, am venit la tine și ți-am spus, Larisa, vezi că se poate să-ți admiri și ție ținuta, nefiind fanul tău? Cred că ar trebui să înveți din lucrul ăsta să poți să admiri și tu o altă fată frumoasă, o altă fată talentată, o altă fată care își dă silința în concursul ăsta. Asta nu înseamnă că aplaud persoana respectivă de fiecare dată când se ceartă să face un lucru greșit.
Ideea era că tu apreciai pe Silvia în momentul în care ea făcea un lucru greșit. Nu cred. Îmi pare foarte rău. Și nu cred că tu ești, poți fi tu judecător când face Silvia ceva greșit sau nu. Și nici când eu nici voi nu puteți fi judecătoarele nimănui, ok? Nu, nu cred că poți fi judecător la chestia asta. Larisa, dar a făcut ceva bun astăzi Beatrice în ținuta ei? Mie nu-mi place ținuta lui Beatrice de astăzi. Dacă ele consideră că noi mergem pe stradă îmbrăcate așa și ele fac niște ce styling-uri, că văd că au aceleași impresii și păreri, deci clar și Beatrice are aceeași părere. Uite, ținuta asta mi se pare extrem de simplă. Vezi că iar ataci nefondat. Eu nu am susținut nicio secundă că vai ce styling-uri fac eu. Am spus că eu încerc să fac ceva în concursul ăsta. Păi uite, mie asta se pare că noi încercăm să facem aproape nimic. Din punctul meu de vedere, ai o ținută destul de simplă, nu este o ținută nepurtabilă, într-adevăr, este o ținută purtabilă, dar este o ținută foarte simplă, banală și lipsită de sare și piper. Dacă tu vezi ținuta asta banală, ce pot să spun? Așa o fi. Părerea mea. Ok. Sunt tare curioasă ce părere au jurații despre ținuta ta, Beatrice. Vă rog, ăsta, te rog, în fața lor. Bună. Bună, Beatrice, uite, nu știu cât de mult se poate vedea pe ecran faptul că materialul are o strălucire, nu știu, care îți face pielea așa de de șarpe? Ceva luminos, de un șar, nu, de șarpe în sensul bun al cuvântului, adică mie îmi place efectul care îl creează pe piele acest material, plus că îmi place și transparența lui. Ce caută borseta aia? Ai vrut să o arzi, cum ar veni un pic la modă? Am vrut situația. Un element... Bărbătesc, da. Mai dur. Da. Ți se părea că este costumul foarte feminin și erai foarte mi s-a roz, părut așa, că botinele nu? Sunt mai feminine și am vrut să echilibrez puțin accesoriile. Dar cerceii nu se pupă de nicio culoare cu ghetele și cu borseta. Din păcate, nu-mi place deloc cum ai accesorizat, bref, ce ai făcut. Ca să arate bine ținut asta, din punctul meu de vedere, trebuia să ai o pereche de cizme din piele veluri, din piele întoarsă foarte, foarte, foarte înalte, nude, și o chestie mițoasă deasupra enormă, fie că era vestă, fie că era un guler, fie că era ce vrei tu. Borseta nu are ce căuta aici, botinele nu-mi place cum arată în combinație, iar cercei n-au legătură cu accesoriile. Înainte de a comenta ținuta, ai spus că ai pierde cu fericită în fața Silviei. Întreb, oare ce cauți aici dacă nu ai acest spirit de competitoare? Deci, nu, am spus că dacă aș pierde în fața Silviei, nu mi-ar părea rău. Bineînțeles că mi-ar părea rău să nu câștigi. E același lucru. Dar nu pot să nu aplaud și să nu admir eforturile cuiva de a face altceva. Tu ești cătării. Într-o competiție și fiecare și în aceste fete... Și am să mă lupt pentru locul meu aici, îți promit. Ok. Asta am... Și cu Silvia și cu doi, toate dintre ținuta voi. De astăzi, acest jerse din mătase cu aspect lucios, este foarte frumos, este foarte bine ales. Transparența aceasta cred că năucește orice bărbat, și din punct de vedere vestimentar, și din punct de vedere vizual. Într-adevăr, este un plus că ai ales o lingerie corectă. Accesoriile, așa cum au spus și colegii mei, sunt dezastruoase. Ai grijă, pentru că și tu ai început să poți mai mult. Deci ai pretenții și de la Beatrice. Bun? Da. Calificative, vă rog. Mulțumesc, Cătălin. De data aceasta, însă... Ai stil. Bine! Mulțumesc, Cătălin. Ah! Ah, Regino! Regino, măi, am spus că îmi place mult costumul, am închis ochii la atâtea accesorizări nepotrivite. Bravo, stil, Beatrice. Mulțumesc frumos, Raluca. Hai că avem două steluțe meritate. Bine, mulțumesc tare mult și eu, Beatrice. Mulțumesc. Jurații au propus să poarte piese vestimentare care să-i pună silueta în evidență. Hai să vedem ce a făcut astăzi Irina, nu cred. A, Irina nu. Irina nu. Hai, Irina.
Cum, uite, stai, Mira, mami, așa, mami, ce spunea? Mira, hai, mami. Mira, mami. Cum ar fi dansat Andrei pe piesa asta, Ilinca, să ne arate? Cum făcea Andrei? Ia uite-o! Ia uite-o! Ia uite-o cum vine! Uite cum intra asta! Gata, gata că nu stau bine cu șalele! Ne place! Lina, plăsier! Așa trebuia să dansez eu! Da, uite, vezi? Poate vii că-ți dau niște cursuri, nu-i problemă, dar de fapt ăla-i pe Andrei, deci nu mai e nevoie de nimeni. Unde mergi astăzi? Merg, mă plimb, prin orașe secrete. Secrete cu oameni secreți, cu oameni secrete, da. Totul e pe secret. Super secrete, sper să nu fie și comentariile colegelor tale. Totul de secrete. Emiliana, să nu fii secretoasă. Nu, nu o să fiu secretoasă. Îmi plac foarte tare încălțările pe care le port. Dar ce ai făcut cu bluza până la urmă? Te-ai îmbrăcat, te-ai dezbrăcat, te-ai îmbrăcat, te-ai dezbrăcat. Ilinga, nu e o idee bună să o ascult pe Beatrice. Nu o să mai ascult niciodată Beatrice. Te-ai hotărât? Mai bine ascultam pe Iuliana, că tot e în dreapta. Ea mi-a zis, săraca, măi, mai bine nu. Dar ce spunea Beatrice și ce spunea Iuliana? Măi, nu i-am spus nimic decât să ascultă sfatul juraților, nimic mai mult. Și Iuliana? I-am zis, n-am nicio viață. Iuliana mi-a zis, potolește-te, Beatrice, nu, draga mea, dar cum să faci așa ceva? Trebuie să-i asculti pe jurați. Curaj, să-i ascultă pe jurați, da. Da. Irina? Irina, îmi plac foarte tare încălțările tale, cum îți spuneam. Mi se par foarte, foarte frumoase, dar nu știu dacă sunt neapărat potrivite în acest styling. Nu, le-aș fi văzut în altceva. Îmi place cum ți-ai pus perlele, îmi place și cum te-ai coafat. Nu știu ce să spun despre geantă, dar apreciez că acest croi de rochie îți vine chiar bine. Și toate formele foarte frumos în evidență, te face să pari mai înaltă. Mersi. Nu știu ce să spun despre geantă, în schimb. Cu baby bag-ul la purtător, Irina merge în fața juraților. Mm-hmm, și rima. Tu vrei să duci puțin ținuta în altă zonă. Dacă ai trântit și perele, care perele, apropo, nu nicio legătură cu imprimeul rochiei. Perele s-ar lipi foarte bine într-o ținută cu baby bag-ul respectiv. Dar în rest, rochia cu ghetele astea niciodată. Hai, pune și ghetele în altă combinație. Rochia îți vine bine, dar totul este o mermeleală. Nu vreau, într-adevăr, ghetuțele sunt frumoase, dar nu vreau să devii un fake ca și ele. Dar da? Nu sunt fake. Ai grijă. Tocmai am spus, ghetuțele sunt fake, frumoase. Nu. Nu sunt acele... Sunt de la... Pot să spun? Nu. Nu, nu, lasă. Dar nu merg cu acest outfit. Gentuța, baby bag-ul la fel, este dintr-o altă poveste. Da. Hai să zicem și la tine că vreau mai mult. Într-adevăr, sunt elemente din alte povești, da. Dar împreună fac un look armonios și frumos. Acum că ne-am lămurit asupra acestui aspect, aș putea spun și eu că ai putea purta această roche chiar și cu aceste botine, dar niciodată cu perlele și cu acela este un portmoneu, da, nu este un baby anume? Bag. Pur și simplu așa, și cu o pereche de ochelari supradimensionați, în aceeași nuanță de albastru. Mie mi se pare cea mai bună ținută care ai venit tu până acum, în acest All Stars, vorbesc foarte serios, chiar nu glumesc. Din ce a prezentat Irina, mie mi se pare cea mai compusă ținută. Îmi place rochia, îmi plac botinele, culmea nu mă deranjează perlele în combinația asta, nuanța rujului, glosuri mi se pare bine aleasă, mie îmi place ținuta. Vorbesc foarte serios. Mă așteptam să-ți placă. Te-ai scos, sincer. Unu și cu unu fac doi, calificativele. Bravo, ai stil. Mulțumesc, Maris. Bine. Trebuie să zic și eu acum, Regina? Da. Irina, am așteptări din ce în ce mai mari de la tine. Dar uite, stai, stai, nu-mi place astăzi. Place. Okay. Nu-mi place astăzi. Dar poate îmi place mâine, auzi. Și eu am așteptări foarte mari. Vreau să te încurajez și o voi face. Să ajung pe lună cumva sau? Poftim? Ce anume așteptări ai așa de mari? Mie mi se pare că am făcut o ținută destul de bună, Cătălin. Tu nu prea mi-apreciezi ținutele. O singură dată ți-a plăcut o ținută. O singură dată. Aceea cu sacul negru. Când eram... Nu te îngrijora, Irina, are ceva cu tine, de aceea nu-i place. Nu, nu cred că și eu la mine. Să te încurajeze, pentru că te respect, n-am să-ți dau răspuns la această provocare. Pentru că te respect, pentru că ești o concurentă, dar am să te taxez cum n-ai văzut de aici încolo pe nimeni. Voi fi atent la fiecare detaliu pe care îl vei prezenta în această competiție. Păi, nu ai stil. Acum.
Mamă, și cred că am senzația că voi să-i dai săluță, nu-i așa? Da. Bă, bune. Incredibil. Vrei să-i dai? Păi nu l-a lăsat să termine de vorbit, a spus că vrea să o încurajeze. Aș vrea să văd ce se întâmplă pe acolo. Pe unde pe acolo? Din, pentru că m-am enervat de aici, păi, de la Domnișoara. Păi fii atent, Irina pleacă la locul ei, mulțumesc tare mult. Și tu te duci în atelier. Da. Că e distracție acolo la voi și la noi e distracție. Dar vine Cătălin, tare mie că se termină distracția. Ce ai făcut, Alina? Ce-am făcut? Uite ce, una și cu una fac două. Ce-am făcut? Și cu alta fac trei. Deci, să nu crezi că dacă ți-am dat niște steluțe, dacă ești într-adevăr cum ești, am să te las să faci ce vrei și că asta înseamnă că ești cea mai bună sau că ești într-adevăr acea fan fatal de care am spus. Să știi că pot deveni și altele de-a lungul timpului fan fatal. Vreau să-mi arăt ce ai făcut până acum, pentru că un bolero, firea al naibii de bolero, este atât de simplu de făcut. Bolero. Lasă-mă că știu ce e ăsta. Este atât de simplu de făcut, dacă vroiai, puteai să faci și un mânecar. Tot bolero înseamnă și ăla. Da? Și făceai la mânecă aici, îi băgai acea rijelină și cu asta basta. This is it. Ce ai făcut cu asta? Ce e asta? Fustă. Nu mă interesa fusta, puteai să faci altceva. Și bolero, pur și simplu nu mă interesa. Nu, nu mi-a și acum. Nu, deci eu n-am nevoie de ea. Nu am nevoie de ea. Nu. Nu. Vreau să văd ce ai făcut aici, pentru că nu mai ai foarte mult timp. Mă scuzați, doamna. E o fustă cu rijelină. Ce e asta? Fustă. Fustă peste tot. Aveam și o surpriză, mi-ai stricat surpriza. Deci lasă, vezi? Că nicio... Așa sunt bărbații, de obicei. Lasă, că nu mai ține vrăjeala. Strică surprizele, dar nu e vrăjeală. Păi spune, ce gândesc. Lasă-mă, deci acum vorbesc eu, da? Ce, vrei să te probezi eu cumva? Ai pretenția asta? Arată-mi... Mă probez singur, ia fii atent. Și unde este? Și venea unde peste cealaltă fustă. Și unde este bolereul? Se face aici, pe masă. Ia să-l vedem. Nu, e doar croit. Păi domnișoara, Alina, tu trebuia să încep cu asta, pentru că pe mine acest produs mă interesează, acest bolero mă interesează. Nu fuste și... Deci eu ți-am dat această rijelină extrem de puțină ca și metraj, da, pentru asta. Jumătate. Nu pentru asta. Deci eu am vrut să o văd. S-o văd, s-o văd cu riscul, dar nu mai face nimic. Dar nu mai face nimic, s-o văd, s-o văd acolo. Mamă, Cătăline. Nu cred că ai făcut asta. Hai să faci asta, hai. Că nu deja mai m-am enervat. Nu mai fac nimic. Ba, o să faci. Nu o să ba, fac ba, da, o să faci. Nu o să fac nimic. Ba, da, o să faci. Nu o să fac nimic. Păi, oricum, ba, da, Alina, o să faci. Alina, dacă este alegerea ta să nu mai faci nimic, este steaua ta în joc, așa că n-ai decât să fii sănătoasă. Asta e. Păi deocamdată oricum n-ai făcut nimic la bolero, iar jurații boleroul vor de la tine, Alina. Am înțeles. Eu mi-am făcut altceva, voiam să le fac o surpriză. Dacă mi-au stricat surpriza, eu m-am supărat. Păi surpriză, dar ții cont de indicațiile lor și nu mai ai timp la dispoziție, Alina. Ba, te concentrai pe o fustă, pe două fuste și Ilinca, bolero, piesa principală are timp nu să facă făcută. Un bolero. Eu am vrut un bolero, da. Dacă alte fete au timp să facă și altceva, foarte să facă bine, da. Foarte bine, dar eu am vrut un bolero. Care în bolero ți-am spus să fie și poate fi și un mânecar la o adică, da? Iar acea rijelină pe care am dat-o, putea să o folosească la mână și cu asta basta, this is it. Păi ia uite, sfaturi prețioase, Alina, pune mâna pe treabă, nu te descuraja acum și încearcă să faci ceea ce îți cer jurații. Nu mă descurajez așa ușor, Ilinca. Mă mai gândesc dacă mai vreau să lucrez, lăsați-mă 2 minute că sunt dezamăgită. Păi oricum nu mai e mult timp la dezamăgită, pune mâna și lucrează și de fapt o să te ajute doamna Mari. Sigur, da. Nu-mi pare rău, doamna Mari, dar asta este. Spor la treabă acolo, revenim mai târziu și la voi. Hai să mergem mai departe. Iuliana, stai confortabil pe scaunul respectiv, da? Da. Fotoliul imunității îți dă așa oarecare stare, nu? Da. Da, să vedem dacă îl păstrezi până la final. Hai la defilare. Bună, Ilinca! Bună, Iuliana! Ce faci?
Asta ce ai tu aplicat acolo pe piept? Niște perluțe. Ce drăguț, le-ai lipit cu adezivul acela de nu se mai dezlipește? Nu, cu lipici de gene. Ah, bine, perfect. Da. Și unde te duci? Astăzi organizez un casting, Linca. Da, îmi caut iubit. Dintr-un trip. Cred că dintr-un trip, probabil. Trin, trin, Moris, unde-i Ciocanu? Vreau Zoom. Să... Da. Păi m-am uitat mai devreme după el, nu mai e, cineva l-a luat. Eu zic că putem să declarăm castingul deschis în acest moment. Iuliana, revenind la lucruri serioase, îi spuneai Silviei că nu a fost în stare să fie atât de vehementă față în față, precum a fost în materialul pe care l-am văzut. Nu tolerez mimozitățile de aici, așa, mimozitățile pe care le joacă teatru. Da, nu fost asta e una. Mie în față, nu, pe mine nu m-a jignit atât de tare cum a făcut-o pe filmare. Păi ești pe filmare, nu ți-am zis nici pe filmare, dar am făcut, nu știu, mai că și la concursul. Da, da. Păi, vrei să spun asta? Asta să spun. Știu că Silvia are ceva cu mine, nu înțeleg de ce. Chiar nu înțeleg de ce. Știu că are ceva cu mine, dar... Mă, te-am văzut cu mașina pe tine. De când a fost la noi acasă, cu Emiliana. Chiar nu pot să înțeleg. Mă, Emiliana, te-am văzut cu mașina, am o problemă. Nu, eu am fost foarte drăguță cu tine și nu înțeleg de ce ești așa cu mine. Eu, în momentul de față, nu lucrez cu nimeni. Poate dacă aș fi lucrat cu cineva, aș fi avut ținute țiplă, după cum observ. Păi nu, așa e. Așa. Eu nu am nimic cu persoana, deci cu tine, cu Iuliana, persoana ta. Păi mă deranjează atitudinea de care aici. Tu în mașină când te-am dus acasă, tu erai altfel, erai volubil, erai... Păi erai mișto. Aici, voi ești așa o prețioasă. Ei, bine, uite, mai scos în sărit. Lasă zmiorcăia ala. Dar nu mă zmiorcăi, nu mi se pare normal. Ești liberă să pleci. Băi, Andreea, tu ai stilist. Însă problema e că e de mâna a doua. Tu ai un tupeu fantastic, dar... Sper că mă jignești aiurea și gratuit, dar oricum sunt obișnuită și răutăcioasă. Bravo, I still. Bravo, I still. Nu am spus chiar asta, am spus că atunci când am vorbit cu ea, Silvia mi-a spus într-adevăr că nu mă apreciază sau că nu sunt la nivelul ei sau ce-a mai spus ea. Dar minți. Nu am folosit... Vezi cum minți. Dar ce ai spus, Silvia? Am spus eu vreodată. Am scos eu aceste cuvinte din gură. Vai, Iuliana, nu ești la nivelul meu. Pe cuvântul tău că am ai spus. Ai spus că tu ești altceva... Am spus eu. Am folosit aceste cuvinte eu. Bine, păi, Iuliana, Silvia, eu înțeleg că nu ai alte calități, dar și minciuna nu, este tot... Nu, dar în față nu mi-ai spus moartă și că nu am neuroni în creier și... Asta am spus acolo. Pe asta, exact, asta am spus. Ceea ce ai spus pe material nu mi-ai spus și în față. Că n-ai neuroni în creier. Eu sunt atât de plictisită de aceste discuții încât... Păi și eu sunt mai plictisită, Silvia. Am o durere de cap. Plictisită și oarecum scârbită, crede-mă. Dați seama cum sunt eu? Pentru că eu nu sunt obișnuită să... Dar de la cine am pornit aceste discuții, Silvia? Eu nu sunt obișnuită să stau în față prea mult cu oameni cu măști. Eu nu sunt obișnuită, eu am... Băi, urticarie fac. Îți vreau ce eforturi fac ca să fiu aici în competiția asta? Tu îți dai seama pentru mine? Tu poate mai ești, că dar de ce te-ai înscris? Nu înțeleg. Pentru a fi ceva drept. Eu am crezut în chestia asta, dar se pare că m-am înșelat din nou. Ești liberă să pleci. Sigur că da. Înaintea ta oricum plec. Ai nebunit? Cine știe? Sigur că da, spun eu că de aici. Mă, tu ai relaxarea asta a unui om care deja știe niște... Știi, oamenii când s-a agitat ca mine sunt pentru că nu sunt siguri. Tu ai așa o relaxare Silvia, care vine din niște, de ce din niște conexiuni ale tale cu nu știu ce, cu nu știu cine, dar le-ai aflu și pe alea. Aflu și pe alea, fii atent. Eu nu am nimic personal cu celulele Iuliana din tine, nu am. Nu mă interesează despre nimeni această competiție, absolut nimic. Ideea este următoarea. Nu pot, când știu anumite chestii, să fiu calmă, caldă, dar iubitoare, ce chestii, pacifistă. Ce chestii? Niște chestii, Iulia. Tu? Și atunci eu am această reacție. Păi ia spune și știi atunci. Hai să auzim. Să mă domolesc, chiar când văd calmitatea asta a unora, așa, băi, dar nu știu pe ce fond, pe ce chestii bazate, că aici încerc să deslușesc. Ce vă deranjează? Dar spune și mie, auzi place ceva concret, clar de da, mine. Am auzit mai multe concret, clar de tine. Așa, și spune-le, te rog frumos, aici față de toată lumea. Mai lăsăm să mai treacă timp. Spune-mi ce părere ai despre ținuta de astăzi, Silvia. Îmi place ținuta de astăzi, oarecum. Nu știu. Îmi place, e drăguț. Îmi plac încălțările, îmi plac. Geanta nu este nu este stilul meu și nu aș purta, dar cromatic mi s-a părut că da, este ok, nu știu. Ok, este interesantă. Bun. Ascultăm părerea juraților despre ținuta ta, Iuliana, în fața lor, te rog. Nimic, eu nu mă dezbrăcat, eu voiam să fac surpriză. Dacă nu apreciază că voiam să fac 3 piese să fac surpriză, nu mai fac nimic. Să fac Cătălin, să-i fac altcineva, să vină să-i facă Silvia, cine ar de făcut. Gata.
Ia uite. Nu mai vreau nicio stea astăzi, nu mai vreau nimic. O să mă îmbrac în salopet. Bonjour, dragă. Bonjour. Am crezut că ai o maletă nude, transparentă, cu acele perle aplicate. Mi-ar fi plăcut mai mult, dar nu-mi displace nici varianta aceasta. Mi se pare ok costumul ăla, ce este? Un corsetel, un brâu? Da, este un sacou și un corset peste. Un sacou și un corset peste. Nu-mi displace. Îmi plac și mie încălțările. Mi-ar fi plăcut să existe un element geometric supradimensionat în această ținută, sub forma unui accesoriu, că era un cercel, că era ceva pe cap, că era, nu știu, habar n-am, ceva, o chestie with a twist, așa mai flamboy, ca să-l resuscitez un pic, da, dintr-o anume... Și da, într-adevăr, geanta nu e cea mai fericitică. L-am mai văzut costumul de 150.000 de ori. Acest costum la mine nu. Nu, genul ăsta de abordare. Problema e alta. Nu știu despre ce stilici vorbește Silvia, dar eu, după cum vă văd eu așa... Păi da, cred că să și observă că lucrezi singură. În acest sezon și pe tine și pe Emiliana nu prea străluciți niciuna dintre voi. Deci nu știu despre ce stilici e vorba. Se mai joacă și festera, Luca, se mai induce și în eroare puțin câteva zile după aceea. Știi, eu cunosc tacticile astea. E, tot este o teorie a conspirației. O să vedem la final, aici, Silvia, să ne spui, când vrei tu să ne spui. E, în final, simpluță. O să vedem. Emilia, asta, Iuliana, mi se pare simpluță. Și acum, pentru că ieri am greșit-o, că n-am ținut cont de scaunul pe care domiciliezi. Ai, mă, la Luca, e simpluță, dar e așa un pic stylish. Un pic. Prea puțin, mă, se pupă, se seamănă prea mult cu ce am văzut sezonul trecut. Ai tropăit-o mult cu corsetele astea. Eu cu corsetele? Da, iar șalupele alea le știi de sezonul trecut că nu-mi plac. O, geanta aceea este... Nu cam perete, zi tu. Da, exact. Da. Nu-mi place nici modelul cromatic, 30-40% poate. Outfit-ul ăsta, să știi că am început să mă uit și la celelalte sezoane pe care nu le văzusem la celelalte episoade, ca să vă mi-aduc aminte și de voi și de ce, cu ce v-ați mai îmbrăcat. Nu este un outfit de fotoliu la care te protejează, din păcate, sau din fericire, nu știu cum să zic acum. Cătălin, ești puțin rău. Dar să știi că nu pentru mult timp, pentru că la cum te prezinți pentru Bravo I Steal All Stars și pentru pretențiile care, pe care le am de la o câștigătoare, voi redresa. În afară de deci un, machiaj, un machiaj frumos, astăzi am avut ce am avut cu coafiurile, mi-au plăcut foarte tare cu coafiurile, nu este nimic spectaculos la tine astăzi. Calificative pentru Iuliana? Hâț, hâț. Hâț, n-ai stil. Mulțumesc, Cătălin. Mamă. Mulțumesc, Raluca. Bravo, ai stil. Mulțumesc, Boris. Hai că avem o seluță, Iuliana. Mulțumesc tare mult. Înapoi pe fotoliul imunității. 다 Elinca. Ce faci acolo? Cum stau lucrurile? Da, Elinca. M-auzi? Cum stau lucrurile? Te-am întrebat. Lucrurile nu mai stau niciun fel. De ce? Că nu mai stau. Păi explică-mi ca să pot să te înțeleg. Se face costumul așa cum l-a vrut Cătălin. Va veni bolereul, dar să defileze următoarea femeie fatală cu el. Ei, bine, uite, m-ai scos în sărit. Aoleo, nu-i mai rupă nimic, Cătălin, nu mai avem timp. Nu dărâmă atelierul, pisii. Și vreau să văd că ești puternică. Da. Nu ești o tipă slabă. Eu nu sunt o tipă slabă. Atunci arată asta. Da? Lasă zmiorcăia la... Dar nu mă zmiorcăi, nu mi se pare normal cum vorbești și nu mi se pare normal să rup ochea la care doamna a muncit. Ba da, ți-ai luat-o în cap. Nu mi-am luat-o deloc ba în cap, da, Cătălin, faptul că îți spui tu că sunt o femeie fatală, nu mi-am luat-o deloc în cap, nu are nicio legătură. Am pretenții, ți le rup din nou. Rupele, fă ce vrei. Am pretenții de la tine, tocmai de-aia ți-am tirat... Am început cu fusta, asta o făceam oricum, doar că am început cu cealaltă piesă. Ai spus că nu-ți place nici aia, nici aia. Am vrut să-ți fac o surpriză, să le fac pe amândouă. Ce surpriză? Ți-am spus că acea rijelină și nu mai arunca coacele în mine. L-am aruncat în piață, l-am aruncat pe mare. Ba da, acea rijelină s-o folosești, s-o folosești la partea de jos a... Deci, rijelina, sau când spune ceva. Restul fetelor de ce au făcut ce au vrut? Manechin, bagă-ți... Când eu ți-am spus atâta. Ați auzit ce le-am spus? La ce să folosească rijelina? La bolero, da? De ce a folosit-o în altă parte? De ce nu ai spus? Mă, fetițo, ăla ți-a spus, imbecilul ăla ți-a spus, o folosești la bolero, nu la partea de jos a fustei. Eu nu te-am făcut imbecil niciodată și te-ai gândit la rochia de mireasă? S-a dus, gata. Mă gândeam la poveste, Cătăline, că tu ai zis cu poveste. Adio poveste. Adio poveste, da? Haide, dă-i bătaie. Bătaie cui? Cui vrei? M-
Măcar e bine că ți-ai ridicat moralul, Alina. Nu mai ai foarte mult timp, așa că multă, multă, multă baftă și spor la treabă acolo. O să-l fac. Îl face până la urmă? Da. Bun, mergem mai departe și cine crezi că vine la defilare, Cătăline? Cine? E, Andreea, să te văd acum. Hai, deci Andreea. Deci astăzi este ziua mea. Hai, Andreea. Hai. Andreea, bună, mă bucur tare mult să te redescoper așa pe zi ce trece. Tot alta, 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 așa de foarte bine așa. Sper să fie și spre bine așa. Doamne ajută, asta rămâne la latitudinea juraților. Unde merge astăzi? Păi, astăzi o să-i fac o vizită la petrecerea burlacilor a iubitului meu. Și de fapt ar fi fostul meu iubit pentru că el se însoară. Și m-am gândit să-i fac o surpriză. Deci cum? Da. Deci fostul tău iubit se însoară. Acum era iubitul meu până acum, dar acum se pare că se însoară. Cu alta? Da. Și tu... Păi da, tocmai asta vreau să mă duc să văd ce se întâmplă, ca să nu ajung la nuntă. Dar dacă e nevoie, merg și acolo, nicio problemă, eu pot să le fac pe toate. Mama, mama, Andreea, cred că se lasă cu... Sper că nu e vorba de so. De cine? Sper că nu e vorba de so. O să vedem. Cine dacă se însoară, o să cum spunem. Cum nu-l și pe so? A fost atâtea ore aici. Ce mi-a scăpat? Fetelor, ajutați-mă. Sorin, iubitul Andrei. Aaa, Sorin. Mă, dar pe tot îi cheamă numai so. Da. Oci. Ori. Ci ori, exact. N-aveți dragă nume întregi. Dar uite, apropo de Sorin, n-am mai venit pe aici, Andreea. Dacă omul se distrează, iată ce se întâmplă. Se distrează, mă? Deci despre el e vorba. Păi și unde e? Minte. Nu știu, dacă îl conving, s-ar putea să mai vină. Dacă nu, o să vedem la nuntă. Vă arăt înregistrarea. Cred că mă duc să-l filmez, adică nu o să stau de ceapă. Da, mai sunteți împreună. Da. Bine, te pupam! Acum trecând la lucruri serioase, pentru că, da, îmi place și să râdem și să glumim, dar și să dezbatem așa subiecte de importanță pentru voi. Denisa. Trecând la lucruri serioase, Denisa. Băi, Andreea, tu ai stilist. Însă da. Problema e că e de mâna a doua. Am doi stiliști, de aia de mâna a doua, că unul are o mână ruptă și o ia pe a doua. Cred că e același ca în sezonul 1. Să știi că ne-am întâlnit odată într-un magazin, însă nu ne știam. Da, atunci nu te cunoșteam că n-a apărut la televizor. Da, tu erai cunoscut. Acum, dacă te vedea, uite, stai puțin, că ce nu e, nu? Cam mai iurea când gesticulezi așa. Da. Tu erai vedet atunci, eu nu. Eram foarte pregătită, da. Da. Am dat și start. Și chiar era foarte amuzant, era cu stilista ei și se uitau pe poză. Și era un magazin și se uitau să găsească exact bluza din poză. Și uitau, da? Seamănă cu... Se uitau pe Pinterest sau ceva de genul. Da, păi eu de obicei mergeam la cumpărături cu mama, dar dacă mama e atât de pricepută, îți mulțumesc, mama, și acum pentru că ești alături de așa mine. Așa mai zic multe, cu mama, cu da. Da, nu-mi place această vestă, nu-mi place tiulul, pare cumva terminație, nu știu, nu-mi place cum se vede. Da, pantalonii au fost puși pentru că seamănă oarecum cu cizmele, dar nu au nicio legătură. Cizmele de sunt... ce ți se pare că nu are nicio legătură? Am vrut să se continue, dar nu într-un se mod... se continuă nimic. Fluturașii vor zburda pe câmpii. Și credem, Moș Crăciun există! Da, da, Moș Crăciun există. Ce să vezi, jurații? Chiar există, Andreea, în fața lor? Tu ai încercat să faci o chestie, draga mea, Andreea, din păcate nu prea a ieșit. Mie nu-mi displace acest pantalon și îți vine foarte bine pentru că ai picioarele lungi, te avantajează și cizmele astea mușchetar. Dar ți-ar fi trebuit o maletă albă, ca să nu spun argintie sau ceva tip staniol. Am vrut să aleg una argintie la început, dar mi s-a părut prea mult argintiu. Nu, nu. O jachetă biker, la fel, scurtă, argintie, ar fi fost mult mai indicată decât acest kimono, blazer, nu știu exact ce e, care nu are nicio legătură cu ceea ce porți, nu mai vorbesc de topul negru. Deci puteai să faci o ținută all future, chiar și cu ajutorul unor ochelari din ăștia transparenți, mască, foarte mari. Din păcate nu a ieșit, ai conturat ceva 30-35%.
Da, n-am vrut să merg pe ideea de argintiu în totalitate. Eu te înțeleg că n-ai vrut, dar unde te-ai oprit tu sau ce ai... Unde ai dus-o? Nu, n-are coerență stilistică absolut deloc. Andreea? Da. Să știi că tu ești una dintre concurentele pe care eu personal ne suspectez că da, lucrează cu stiliști, pentru că... De se ce? Pare cam mare trecerea de la Andreea din sezonul 1 la Andreea aceasta. Am spus că vreau să încerc anumite lucruri pe care eu nu le încercam, adică nu eram deloc nici puțin măcar așa tupeistă la vlog. Nu te orienta prea bine, pentru că fii atentă ce arată costumul până aici sus. Zici că ești, pantalonii știi, lucrătorii aia care intră în zonele cu epidemii și n-au voie să se contamineze costumele alea. Deci arată din ăla, iar blazerul ăla sau ce Dumnezeu e, zici că ești ala Pugaciova. Este o artistă de pe vremurile mele. Îmi permiți? Milion Rozis, cântar o piesă scuzați-mă, dragii mei colegi, că vă întrerup. Și că iară intervin, am spus că asta este ziua mea. Și tu ai spus că o să vii din ce în ce altfel ca să... Nu, ba da. Dragă Giulia. Giulia. Știi de ce spun așa? De la Robert? De la Robert. Ah, da, e un fel de pretty woman, așa. Dragă Giulia, vină încoace. Aolă. Deschideți porțile raiului. Nu se poate, nu. Ba da. Da, o trimiți doar pe ea sau intri și tu cu ea? Intru și eu cu ea. Aolă. Să deschide cineva poartă. Porțile raiului să se deschidă, vin. Păi nu vă lasă așteptarea să fie auzi, dulce. Auzi, Nica, cred că până la urmă să dureze foarte mult, pentru că mă lasă și eu știu bată. Să fac un styling... repede, dar care să te ducă cu gândul la ceea ce cred că și deci pe colegii ce faci? Iar mi-o dezbraci? Da. Nu, eu chiar sunt sinceră acum. Da, de când e purtatul, eu cresc cu vânzările. Chiar da. Tu ai un tupeu fantastic. Da, ești absurdă și rău tăcioasă. Pare că mă jignești aiurea și gratuit. Am spus că ești absurdă și rău tăcioasă. Ești într-o zonă foarte ieftină. Foarte vulgară. Și nu-mi place cum mă jignești, asta nu-mi place la tine. Nu-mi place cum mă jignești, Iulia. De ce te jignești? Andreea, Cătălin, mai răspunde cineva sau ați plecat de tot? Hopa, dar nu ceva aici. Să-și mai cumpere câte ceva, să-și facă un styling mai bun data viitoare. Da, ăla vreau, eu promit că fac cel mai bun styling dacă e. Mi-ar fi plăcut să aibă o fustă foarte, foarte mini. Vezi ce cumperi. Sper să fie și plin. E plin, stai tu liniștit. Dar mi-l dă după, nu-i dar problemă. Nu, Andreea, pesteluță, eu știu că vrei să vine să vii după Cătălin, dar nu veni, stai acolo pesteluță. Așa. Păi acum de dar acum iarăși am pus Cătălin într-o situație. Păi... Bine, da, în mod normal acel sacou trebuie închis doar la primul nasture, dacă stăm să ținem cont, dar l-am închis la, și la al doilea pentru că ar fi prea frumos. Ce s-ar vedea de dedesubt? Da, da. Nu trebuie să... Da. Suntem la o oră la care trebuie să fim decenți. Așa ar trebui, dacă ți-ai pus o perucă de genul acela, poate dacă era roșcată, te duceai și mai repede cu gândul la Pretty Woman. Cizmele sunt pe acel calapod al filmului respectiv. Cu un sacou de genul ăsta, cred că pe mine mă impresionai, cu siguranță. Tare. Ți-a dat și cardul, ai văzut. Da, dar noi acum ținem cont de ținuta inițială a Andreei și pentru asta aș vrea și calificative. Astăzi steluța merge către Cătălin, evident, și este tot pentru Cătălin. Dar de mâine dau militaria jos din pod, poți să faci ce-i face, că ținuta inițială nu-mi plăcea. Bravo, ai stil, Andreea. Pentru ținuta făcută de Cătălin. Am înțeles. Ținuta inițială. Am înțeles, evident. Ținuta inițială, evident. Ai dragă, acum nu-i dai și tu nu. Nu, am vrut să-i arăt adică că se poate și altceva. Adică tu ai făcut-o mișto și acum nu mai vrei. Nu, am vrut să-i arăt că poate. Asta s-am spus că tuturora vreau să le demonstrez că pot Andreea, mai mult. Vezi, Andreea, mă, uite așa vă amăgește și vă joacă pe degete ca să știți de la mine. Până una alta, măcar te-ai ales Costeluță. Felicitări, Andreea, mulțumesc tare mult. Mulțumesc și eu. Mi s-a făcut așa poftă de ceva dulce, dulce, dulce. Silvia, mă ajuți? Hai, vino, Silviorule!
bine te-am găsit, Silvia. Mi-a venit în cap o întrebare, dar nu pot să ți-o adresez acum pentru că suntem la televizor. Da, se mușc și eu. Un pic de înghețățică. Vezi că eu știu unde merg? Nu e că nu e, e de plastic, nu e bună, Silvia. Nu e. Dar unde te duci? Eu merg să mănânc niște gogoși. Gogoși? Da. Păi vând unii gogoși la col și vreau să le mând acum înghețată. A, să mănânci da. Gogoși cu înghețată, da. Asta e povestea. Da. Dar cine vinde la col? E, unii. Cum mari fi? Mahări. Nu-mi vând mie gogoși la col. A, da. Eu am înțeles ce era de înțeles. Voi, dacă ați înțeles, e bine. Păi, cum nu... să crezi un om cu înghețat în cap, nu? Că spune, știi, e și ușor ridicol să... Da, în fine. Păi de ce, Silvia? E ținut a ta, vorbi... e styling-ul tău? Ce am făcut până păi acum? Păi și, n-avem încredere? V-am zis, ba da. V-am zis, ăsta era materialul. E bine. Ce se întâmplă acolo? Urla Alinea prin atelier. Și ce a simțit când a luat fusta așa? Hai să vedem ce ne spun fetele despre ținuta ta de astăzi. Iuliana, de ce te uiți așa cu ochii mici? De Alina, că am auzit-o că țipa un pic așa. De Silvia? Îmi plac foarte mult ochelarii. Îți vin foarte bine. Din păcate, mie nu-mi place machiajul. Nu, nimic. Te avantajează. Nu trebuie să te știi știu că să spui tu cuiva dacă îți place sau nu. Eu nu înțeleg nicio problemă în a spune cuiva. Dom'le, nu-mi place, dar nu-i... Eu cu mine am... Da. Nu-i nicio problemă. Accept orice. Este o roche ce porți sau este un trench pus invers? Că nu-mi dau seama exact. Da, e o chestie. O trench și o roche. Da, îmi place și îmi plac foarte mult și ghetele, cizmele pe care le porți. Nu-mi place peruca deloc, nu arată... Arată șui, pentru că așa vreau să arate șui. Asta e ideea. Da. E un look șui. Este o ținută interesantă care te prinde pe tine foarte bine. Mulțumesc. Bun. Jurații sunt tare pregătiți, poate vor și ceva dulce, zic. Silvia, în fața lor. Îmi place tot. Îmi place la tine tot. Mă execut și apoi ai loc. Și mai explodat. Și mi se pare că arăți ca un compot. Compot de fructe. A, și stai că dacă nu ai machiajul ăsta, ai făcut mai puțin. Zici că ești conservă și e eticheta de pe conservă. Ce ești răutăcioasă. Măi, mamă, măi, este o chestie mișto. Un trench. Măi, e un trench răsucit. O fi de brand, n-o fi de brand. Hai să nu e, dar este o imitație, cred că aproape perfectă. Mamă, fii atent. Este un look probabil pentru shooting-uri, pentru reviste de modă, pentru ce vrei tu. Exagerăm. Pentru shooting-uri, doar. Însă chiar și, pentru chiar și pentru Bravo Style All Stars, mi se pare așa cam... Ce mai nasol. Poți să zic că e de balamuc sau te super pe mine? Nu. Dar niciodată nu mă supăr pe nimeni când e îmi spune de ceva. Balamuc. Pentru că eu știu la să înțeleg gluma din spatele cuvintelor, tachinările da, din spatele sincer, unor. Da, nu am nicio problemă. Și eu am pus în cap tot felul de chestii la coafiuri când am făcut cu Laurent Turet acele coafiuri superbe la săptămânele mod. Dar nu într-o interpretare de acest gen. Adică fiecare nu ne punem cu... în cap și un... Fiecare cu... Știi, virgulă, cuibușorul lui, știi, se spune că deasupra noastră zboară mereu așa păsăriși, dar păsăriși pe cuib. Dar în stol. Păi nu, dar fii atent, nasolii să nu se prindă în păr. Da, nu, aș păstra doar cizmele, care îmi plac, nu știu de ce, dar îmi plac. În rest, da, sunt punk așa. Astăzi ești tot tu același personaj, dar zici? Care nu-mi spune nimic din punct de... A, și ochelarii sunt drăguți, dar la fel. Ce, nu ți-a spune? Folosindu-i într-o... Adică eu așa în ținut asta nu spun nimic. Dacă purtam o cămașă simplă, mă fie de încuna mai multe. Știam că o să te iei de chestia asta, pentru că eram sigur că o să sar la gâtul nostru. Nu, 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 e firesc zi, nu, să adică ți-aș spune mai multe chestii dacă aș purta ceva simplu, așa banal, alb? Aș fi poate mai că da, poate că nu, depinde de atitudinea și de personalitatea ta. Și de asta nu duci lipsă. Îmi place să mă urățesc și îmi place să fiu urățică câteodată. Încearcă, mai mult decât încercare sunt. Să te vedem odată altfel, așa cum pe mine altfel sunt celelalte colegi ale tale și vom vedea cum te vom juriza. Tu ai un tupeu fantastic, dar asta face parte din tine. Tupeu. Mare. 10. Hai să vedem calificativele pentru Silvia. N-am tupeu. Am curaj. După cum cheamă. Spuneam, mie îmi place tot, bravo, ai stil. Mulțumesc. Silvia, astăzi nu. N-ai stil astăzi.
Silvia, era vorba de tupeu vestimentar. Păi da, curaj, da, curaj. Ăsta e curaj. Era vorba de tupeu. Poate fi și tupeu vestimentar. N-ai stil. La locul tău, mulțumesc! Dragilor, vouă celor de acasă, vă reamintesc faptul că emisiunea noastră este una înregistrată, așa că toate voturile online pe care le oferiți concurentelor în această săptămână, noi le vom lua în considerare în momentul înregistrării ediției de gală de săptămâna viitoare. Vă mulțumesc tare mult și vă invit să consultați regulamentul pe www.canalde.ro. Iar, da, ultima care vine la defilare, de fapt nu ultima, ultima dintre cele din platou, este Marisa, pe care să dar cea din urmă, Ilinca. Nu, 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 stai că mai e și Alina, dar vine după tine, deci nu ești ultima. Dacă n-a demontat atelierul. Da, da. Că se aud numai urlete și țipete acolo. Am găsit Marisa, m-ați nebunit cu perucile. Clar, m-ați nebunit cu perucile. Pe că nu ne mai stă bine cu părul nostru, ne punem peruci, Ilinca. Așa n-a mai apărut nimeni, Ilinca, să nu exagerăm. Așa n-a mai apărut nimeni? Așa nu. Nu? Nu? Înseamnă că e de bine, Marisa, ce să zic, dar o poveste avem? Da, o poveste avem. Ieri, după ce m-am întâlnit cu Timidul și am fost cu Raluca și ne-a văzut pe amândouă, ce crezi, Ilinca s-a dus la Raluca. M-am trezit aseară că mă sună Raluca și îmi spune: mă, fata, a venit băiatul ăsta la mine la ușă. Nu știu să-i fac, ia-l de aici. Ei, și uite, m-am gândit dacă să-i fac... Dacă trebuie să scot câinii la plimbare și... Ce mai așa. Scos? Da, și uite, acum am aflat că o să vă întâlni cu Raluca și vreau să merg să-i fac în ciudă, că pot să fiu și eu ca Raluca, așa. Apropo, ce bine te-ai gândit. Și drăguț, da, da, ia-l, da, 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 ia-l pe el. Denisa. Da. Îmi place rochea de pe dedesubt. Ai fi putut face ceva cu ea în altă zonă. Aș fi ales alte pereche de încălțări. Ce, plac... ce încălțări ai fi ales? Din alt material. Adică, ce material? Am o bună încercare cum ar veni. Păi nu, așa e simplu, așa ți-a spune și eu. Aș alege altă nuanță la corul tău că nu-mi place, dar nu știu. Se pare că ai potrivit totul. Ai ales doar lac, latex. Da, și te-am întrebat ce ai alege. Întoarce-te o secundă. A, așa. Aș alege altă pereche de încălțări, altă pereche de pantofi, altă ce formă. Ce pereche de încălțări și în ce nuanță? Sau ce? Vrei să-ți desenezi? Nu, să-mi spui cu gura că de-aia gură. Negri, dar din alt material. Bun, ce material? Ca să pot să înțeleg... Trecem peste. Nu, eu zic să o tăiați, că nu prea. Astăzi e obosită, cred. Du-te și ia pensia. Ești foarte dubioasă când te tragi de peruca aia, parcă îți tragi tot scalpul pe față. Da. Da. Aș fi ales altă pereche de pantofi, care să nu fi dus, să nu fi, să nu ducă ținuta în această păi zonă. Păi, de asta i-am pus. Eu aș fi ales altceva, nu înțelegi? Am ai înțeles, dar nu mi-ai spus ce altceva. Probleme la sistemul receptor. Nu, 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 nu mi-ai spus ce altceva. Când am venit eu cu cercei ăștia, vă minunați toate, că sunt roți de căruță, Doamne, de... Doamne, noroc cu tine că ai venit tu prima, că altfel păi nu da, știu ce făceam fără tine. Păi da, acum ce pot să spun. Ăștia da. Și cei cu perle. Ai inventat creolele. Sincer, da. Ai de aceștia, de această, de această mărime, da. Și ai luat pe toți după ce i-am dat eu. Păi te-ai luat cu, da, mă, Denisa, cu tine, noroc cu nu, eu chiar sunt sincer acum, chiar sunt sincer acum. Da, de când e purtat, le-au crescut vânzările, eu ce spun. Chiar da, chiar mai să râzi, dar da. Sincer, ești îmi plac ochelarii. Nu sunt realistă. Ba da, ești absurdă și răutăcioasă. Mi se pare că mă jignești aiurea și gratuit, dar oricum sunt obișnuită cu tine. Am spus că ești absurdă și răutăcioasă, nu este o jignire. M-am obișnuit cu tine. Așa ești tu. M-am obișnuit cu tine. Nu-mi place claciul. Îmi plac ochelarii și sper că nu este un ok. Dar ia, foarte dubioasă. Asta îmi spune la final, mulțumesc. Te tragi de... Ție ți-a căzut fața. Bine, să-l ridici. Nu. Ok, deci ești mai drăguță asta. Acolo. Ești mai drăguță asta. Doamne, sunteți absolut savuroase, dar nu mai avem timp. Vreau neapărat să ascult părerea juraților în fața lor, te rog. Doamne, Marisa, nu era nevoie să vii la să-l urmărești, să ceva, pentru că, auzi, pleacă ei de la mine toți când te văd pe tine. Nu că pleacă un cerce din ureche, pleacă și ce să mai fug și câinii de acasă când te văd ce frumoasă ești după tine, mă refer că aleargă. Fii de însemn cu Penelope Cruz, fantastic.
Îți stă peruca extraordinar de bine. Îmi place outfit-ul de măr. Ești o visă, am terminat ce m-am putut de spus. Mulțumesc. Îmi place cum se scrie roșu acela, cum se vede și sub fustă. Aoleu, sunt toată șocată total. Nu știu ce să zic, Raluca. Ai fost atât de imprevizibilă. Da, dar ce ar trebui să-mi placă? Te întreb. Ce ar trebui să-mi placă? Ce ar trebui să-ți placă la ținuta Marisei? Nici măcar nu știe cum să poartă o piesă din latex. Nu este ca și când a făcut 100.000 de episoade este pe cafetele.ro pe acest subiect. Da, eu altă treabă nu am decât să urmăresc cafetele.ro. Nu este ca... Păi, dar trebuie, Marisa. De ce? Să faci două lucruri în această viață. Iulia, să fim serioși. Două lucruri. Unu, să termin facultatea pe care te lauzi că o faci, am auzit că n-ar chiar așa. Și doi, să studiezi lucruri. Poți să le faci publice, draga mea, dacă ai dovezi. Păi, până una alta mie nu-mi place deloc și nu știu, sper că ceilalți doi colegi ești răutăcioasă nu vor. Și deloc răutăcioasă, ești într-o zonă foarte ieftină și foarte vulgară. Și nu-mi place că mă jignești, asta nu-mi place la tine. Nu-mi place că mă jignești, Iulia. De ce te jignești? Te-ai îmbrăcat cu oameni pentru zona ieftină? Te-ai îmbrăcat pentru... Nu, am spus că ești într-o zonă ieftină. Dar ce trebuie să îmbracă pentru mers la operă? Păi nu, stai puțin că eu nu înțeleg de ce nu-și asumă. Dar mi-asum ținta pe care o port, Iulia. În ce fel? Purtându-o în acest fel în care o port. Serios? Da, serios. Chiar mi se pare că exagerez. Hai sincer. Să-i lăsăm pe, și pe Cătălin și pe Moriță să-și pună părerea, pentru e că sunt tare nu curioasă. Nu știu dacă exagerează sau nu, e doar o părere a unui jurat. Da. Da. Peruca îți vine senzațional, Marisa, superb din această perucă. Sunt foarte puține femei care pot arăta așa cu o perucă de dimensiune asta. Tu ești una dintre ele și ești perfectă. Nu există nimic vulgar în ținuta ta. Mie mi se pare impecabilă ținuta. Arăți superb, azi felicitări. Știi ce nu-mi place? Nu-mi place claciul acela. Ce anume? Claciul. Claciul. Bun. Parcă eu asta de fildeș, de ieftină din... Bine, fildeș știu, nu ieftin, Cătălin, dar... mi-ai spus la toate claciurile mele pe care le-am purtat că sunt ieftine. O să vin și eu cu c***uri și cu... Dar nu deja, nu e vorba de o... La toate mi-ai spus că sunt ieftine, sincer îți spun. Dar ieftin nu pentru că nu aparțin unui brand, că par ieftine. Botina. Nu-mi place. E adevărat că tot ceva din lac mi-ar fi plăcut să pui, dar altceva. Ce anume? Nu știu, poate un pantof cu toc în foarte înalt mi-ar fi plăcut, pentru că ești agresivă. Chiar și un stiletto, dar tot din lac. Ok. Era inițial de bine. Păi și se poate continua tot de bine prin calificative? Ne ține în suspans, Bisi. Da, da. Pe Marisa mai mult. Hai că pe noi, reginul, degeaba ne întreb că noi am fost... Bravo, ai stile, superbă! Mulțumesc! Noi am fost previzibili. Bravo, ai stile, Marisa, superbă! Aici intervine suspans. Nu, pentru că eu nu știu ce să supără fetele astea pe mine când eu le spun niște lucruri pe care le privesc, poate ca și ceilalți, din punctul său de vedere. Deci eu așa văd, așa te văd. Okay. Repet, nu am nimic te cu nimeni. Ascund. Și așa va fi până la capăt. Dar astăzi ai reușit să mă impresionezi altfel. Hai, stil. Mulțumesc mult. Bine, Marisa, ce-i cu faza asta? Chiar și cu geanta asta ieftină, da? Doamne, 3 steluțe din partea juraților astăzi. Mulțumesc tare mult, Marisa. Mulțumesc și eu, Ilinca. Acum sunt tare curioasă ce a reușit Alina să facă. Haideți să vedem. 3, 2, 1, vino în platou, Alina! Hai să vedem ce ne spun fetele despre ce ai reușit cu asta. Nu mai spune nimeni nimic, nu mai nimic. S-a spus tot ce era de spus. Ba da, uite, spun eu ce era. Crede-mă că s-a văzut vrea. Și s-a spus mai mult decât era de spus și de arătat. Păi ia, fii atentă dacă am spus eu treaba asta, acum că cei de acasă pot achiziționa și piesele confecționate astăzi de tine, tailor made în atelierul nostru Bravo ai stil de croitorie, evident în urma unei licitații online. Făcute de mine și sfâșiate de botezat. E, vezi? Adică nu așa plus. O să fie finalizate cu siguranță până atunci, până când vor intra în licitația online. Așa că, de ce nu, puteți să o cumpărați oricând. Va fi fărața asta de la buric de aici, ba da? Nu, coață. A, va fi coață. Ia uite ce am învățat, fii atentă. Țac. Ia uite, domnule, cum se asta perfecționează. Asta e ce am învățat fetelor. Andreea,
Mi-mi place foarte mult ținuta pe care a creat-o Alina. Cred că o avantajează foarte bine. Toate formele frumoase sunt acolo unde trebuie. Nu trebuie să fii supărată. Uite, vezi tot rău spre bine. Uite ce bine arăți, ce bună e ținuta. Ținuta putea să arate așa și fără... Păi poate n-arăta că tu începuse altfel cu... Păi eu am început cu piesa de jos, n-am început cu piesa de sus. Fiecare o ia cum poate. Ce, Cătălin, ce să mai zic? Că Raluca ce să... Au, Dezi, stai tu liniștită. Hai, Alina, în fața lor. Alo? Știu, Mori, să nu mai stau așa, știu. Alo, n-am Alina? Ce să fac, mă simt sincheră și proastă, alo? Deci lasă-mă. Alina? Lasă-mă să stau așa. Alo, vorbești cu mine? Până nu-și cer scuze, nu. Ai văzut că se poate? Se putea și fără să arunci creioane. Nu, nu se putea. Dacă îmi făceai acea fustă suprapusă, care n-avea niciun rost și nu mă interesa, cheltuai toată rijelina pe care ți-am pus-o la dispoziție și nu mai aveai nici ce să realizezi acel bolero. Ba da, și repet, pentru că inițial așa era modelul. Ba da, nu. Nu. Deci dacă făceai partea aia de jos, nu mai aveai nicio valoare. Dacă ai fi avut răbdare și ai fi așteptat așa, ca un om... Așa, te-ai dus către, exact către ceea ce voiam, pentru că ai talia și silueta pusă în valoare, mă rog, talia se vede, silueta este pusă în valoare și iar ai devenit puțin fanfatal. Cătălin, la mine nu merge cu două calde. Dacă mai arunci o dată coace în mine... Nu găsești tipul ce arunc eu în tine. Ai întrunit cerințele jurului, da? Deci te-a rugat Cătălin să faci un bolero, un bolero ai făcut. Este un bolero care îți vine foarte bine, îmi place lungimea, îmi place fusta. Nu știu ce vrei să faci înainte, dar fusta asta îți vine perfect. Îmi place foarte mult, felicitări. Bravo, ai stil. Mulțumesc, Maris. Bravo, ai stil, Alina. Mulțumesc, Raluca. Pentru că m-ai enervat foarte tare, pentru că ai avut tupeul să arunci cu mine în toate cele. E adevărat că și eu am avut replică pentru tine. Astăzi, din păcate, chiar dacă ai muncit foarte tare acolo, ai stil. Oh, nu pot să cred, Alina! 3 stele din partea jurăților. Mulțumesc, dați un pic. Vai, mi-a dat botezatul, steluță. Vezi că aruncă buscoica și e grea, Alina. Mulțumesc tare mult! Felicitări! Mulțumesc! Fetelor, hai să tragem linie și să vedem cum stă situația acum la final de emisiune. Avem o concurentă care nu a primit nicio stea din partea juraților, Emiliana. Și avem 3 concurente care au primit 3 steluțe din partea juraților maxim, adică Marisa, Denisa și Alina. Și bătaie. E, acum, asta e din oficiu, nu se pune. Dar o avem și pe Iulia Albu, cea care poate oferi o stea sau poate lua o stea în acest moment. Da, Emiliana, ținuta ta nu a fost atât de dezastruoasă din punctul meu de vedere. Până în gală, te rog frumos, te tunzi, scurt, te privește ce coafură alegi. Pe cal de consecință, voi acorda o stea astăzi cele mai bune ținută din punctul meu de vedere și anume Iulianei. Iuliana primește o stea! Da. Oh, bun! Câte aveai, Iuliana? Două? Una. Una? Da? Ah, da, una aveai din partea Raluca, e așa e. Deci ai 2 stele în acest moment. Felicitări! Mulțumesc mult, Iulia! Nu mă mai tuzi. Nu s-a mai tuzi de Emiliana, s-a supărat. Bine, fetelor, vă mulțumesc tare mult pentru astăzi. Îți mulțumesc, Iulia, le mulțumesc colegilor mei. Tare mult, abia aștept să ne vedem mâine la aceeași oră, 16:30. Până una alta, bravoistil.canalde.ro. Acolo vă votați concurenta favorită. Mâine aflăm și conceptul pentru gală. Vă pup, nu ratați!